23. Când scoți următoarea piesă? Acum. Piesa se numește Cântecul Motanului. Un motan mergea pe stradă, când o văzut un nu văzut nimic, era orb motanul. Și s-a dus să treacă strada și l-a lovit mașina, că era orb și nu a văzut nimic, că vine mașina, l-a lovit pe motan. Doamne, tragedie mare, rupte mâini, rupte picioare, totul părea inutil, dar l-a găsit un copil. L-a jutat direct în fund, noi Tomiță îl confund, o pleca, l-a părăsit, parcă iar s-a săvârșit. Viața era ruptă în două, s-o apucat când se plouă și ploua motanul tău, l-a văzut un câine rău. L-a mușcat direct în față, pe-avea mai era în viață, s-a așezat, era mole bine, dar era un stup de albine. L-a mușcat de encefal, cu mușcă musca pe cal, un anaș va s-aruncase, l-a mușcat. Și l-a lovit iar camionul, că era orb. Încă nu s-a învățat să nu mai treacă strada dacă nu-i orb în pula aia. Și l-a lovit camionul și a murit.